Atacantul grec Pantelis Capetanos intră în acest sezon în ultimul an de contract, iar oficialii clujeni sunt dispuși să-l cedeze pe atacant pentru a nu-l pierde la vară gratis. Patronul formației clujene, Arpad Pașcani, a cerut inițial 1 milion de euro, dar între timp a lăsat din preț până la 800.000 de euro. În schimb, gruparea antrenată de Mircea Rednic a obținut ieri împrumutul unui atacant brazilian. Denilson Martinho Gabioneta, de 27 de ani, a jucat anul trecut 37 de partide pentru Crotone, locul 12 în Serie B, și a înscris 12 goluri. Brazilianul a fost cumpărat recent de Parma, dar formația emiliană îl va împrumuta la Cluj, deoarece pe stadionul Ennio Tardini a ajuns Antonio Cassano. Gabioneta este un jucător de picior stâng. A mai evoluat în Italia la Varese, Pisa, Torino și Albino Lefe și este al treilea jucător venit de la Parma la CFR Cluj, după Djokovic și Obiora.